Cei de la Honved Budapesta le-au trimis deja pistolarilor invitațiile pentru meci, demonstrează că sunt gazde extrem de primitoare, lucru care se datorează în principal președintelui Liviu Goian, fost jucător în campionatul Ungariei la Debrecen. Am mai fost încă o variantă, dar am ales-o ca dată, era tot ocupată, de a invita să jucăm inclusiv Ferencváros. E adevărat că nu pot să acum să contez, așa cum am spus, că nu contează faptul când au spus că dacă eu sunt la Clubul Sport cu Bacău, totuși nu am, ar fi, să spunem așa, nu am o intrare mai specială. Recunosc asta, mi-au și spus. M-au sunat chiar inclusiv cei de la Honved Budapesta și într-o jumătate de zi au trimis și invitații oficiali, am stabilit tot, ne dau și o cină după meci, adică oamenii sunt extrem de corect, de receptiv și de domn, să spunem așa. Honved Budapesta e steaua Ungariei. Nu joacă oricine cu Honved Budapesta. Honved Budapesta este echipa steaua din România. Honved este armată, da? Și Honved Budapesta este steaua. Ferencváros este cea mai iubită echipă din Ungaria. Primești invitație de la echipele astea să joci cu ele, pentru mine este o onoare. Pentru mine și pentru sportul, bineînțeles. Repet, oricine joacă cu Honved, cu Ferencváros Budapesta. Ferencváros, un alt colos al fotbalului din Ungaria, ar fi vrut să joace cu Sport Club Bacău. Din păcate, Ferencváros avea datele noastre libere pentru ei deja sunt ocupate și a rămas meci cu Honved Budapesta.